să ne apropiem de cuvântul Domnului care este vrednic de crezut și care ne pregătește pentru viața veșnică. Această carte nu doar că ne învață cum să trăim aici în lumea muritorilor, această carte de unde noi citim la slujbele divine ne învață cum să trăim din perspectiva veșniciei. Pentru că atunci când viața noastră pe pământ se va termina și când Domnul ne va scoate din lumea spațiului și a timpului, noi să fim printre cei mântuiți și zic, Doamne, ajută-ne! Am ales să citesc din Cartea Psalmilor, o carte care o folosim frecvent. De obicei citim din ea la timpul de rugăciune. Sunt rugăciuni profunde. Ce le-au rostit oameni ai lui Dumnezeu în circunstanțe grele. Și pentru cei care citesc mai rar Sfintele Scripturii, este foarte ușor să ajungi la această carte. Dacă ai deschis Biblia pe centru, te-ai întâlnit cu ea, pentru că această carte este inima Bibliei. Cei mai mulți psalmi scrie David, 73 de psalmi, 13 psalmi scrie conducătorul cântărețelor lui David, Asaf, 10 psalmi sunt producția fiilor lui Core, 2 psalmi scrie Solomon, regele pace, iar un psalm îl scrie Moise, este vorba de psalmul 90. O parte dintre ei sunt psalmi anonimi. În seara aceasta am citit o cântare a treptelor. Ce erau aceste cântări? Cântările acestea le foloseau evreii la marele sărbători de peste an. Erau cântate la intrarea în templu și aceste cântări pregătea inima evreului pentru sărbătoare, pentru închinare. Psalmul care l-am citit în această seară, dragii mei, psalmul 121, este un psalm care ne vorbește despre ajutorul lui Dumnezeu. Am și cântat în această seară și l-am slăvit pe Cel ce este ajutorul nostru. Eu nu cred că în seara asta este vreo persoană aici care n-are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Sunt situații grele prin care trecem în viață și nu ne descurcăm singuri. S-ar putea uneori să zicem, aici mă descurc singur. Sau ajunge într-o problemă și zici, eu pun mâna pe telefon, am un prieten care poate să mă ajute. Are bani, are relații. Ascultați-mă bine, dragii mei. Oamenii te pot ajuta până într-un punct. Dar cel mai eficient ajutor ce îl putem avea în această viață este ajutorul care vine de la Dumnezeu. Amin. Uitați-vă ce spune psalmistul. Îmi ridic ochii spre munți și am o întrebare. De unde îmi va veni ajutorul? De unde vine ajutorul? Și psalmistul zice, ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul, adică vine de la Dumnezeul creației. Și noi credem în această seară că ajutorul vine de la El și spunem cu toată adunarea, amin. Dar știți ce aș vrea să înțelegem în această seară? Aș vrea să înțelegem cum ne ajută Dumnezeu. Uneori vorbim despre ajutorul lui Dumnezeu superficial. Dar aș vrea, uitându-ne la aceste versete, să vedem cum ne ajută Dumnezeu. Plecând din locul acesta, să plecăm cu această lecție învățată bine. Adică să știu cum mă ajută Dumnezeu când sunt în criză și când am ajuns într-o situație grea unde oamenii nu mai au soluții pentru mine. Uitați-vă, dragii mei, mai întâi aș vrea să ne oprim la versetul 3. Haideți să începem cu luarea minte. Este prima modalitate sau formă prin care ne ajută Dumnezeu. Uitați-vă ce zice psalmistul. Da, El. Adică cine e El? Dumnezeu cel ce dă ajutorul. Zice, da, El.
nu va îngădui să ți se clatine piciorul și ne oprim. În primul rând, Dumnezeu ne ajută prin păstrare. Și o să întrebe cineva ce înseamnă asta. Cum adică Dumnezeu să ne ajute prin păstrare? Asta înseamnă statornicie. Dar El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Dar eu întreb, e mare risc să ți se clatine piciorul? Ama, îmi spuneau frații azi și aseară că aici sunt iemi grele. Nu e așa că e mare risc să ți se clatine piciorul? Dacă ți se alunecă piciorul pe gheață, e riscul să te prăbușești. E riscul să cazi. Stau de vorbă cu frații în vârstă, cu surori în vârstă și îmi spunea nu de mult o soră, așa stau bine cu sănătate, dar frate, picioarele. Hei, dacă ți se clatine piciorul și alte nenorociri urmează. Dar acum eu vă întreb, dacă ți se clatine piciorul de pe calea lui Dumnezeu, nu este și mai periculos? Acum uitați-vă, vine salmistul să ne spună în această seară ceva. Eu vă ajut prin păstrare. Vă ajut să rămâne statornici pe calea mea. N-ați vrea să ne dea ajutorul acesta? Pericolul de cădere, să știți că este la fiecare pas. Nu contează că ești de 30 de ani pe calea pocăinței. Nu contează că te-ai născut într-o familie de pocăinți. Și aici tinerii mă aud bine în seara asta. E riscul să cazi, e riscul să te prăbușești. Dacă stai în picioare, ia seama să nu cazi. Vine Domnul să ne spună prin Evanghelie seara asta. Eu vă pot ajuta prin păstrare să rămâneți statornici pe calea mea. Știți ce face diavolul? Întotdeauna el arată spre cei înfrânți. Ca să te descurajeze. Știi tânărul acela? Înțeles că aveți o întâlnire de tineret. Duminică seară am avut la Arizona o întâlnire cu tineri în Biserica Happy Valley, o biserică mare, 1500 de membri. Văzut mulți tineri acolo. Dragi tineri, riscul de a cădea este foarte mare. Diavolul o să arate spre cei înfrânți. Dar să nu descurajați. Șoapta celui rău este cam de forma asta. Știi, tânărul acela era mai puternic decât tine. Cânta mai bine ca tine. Se ruga mai tare decât tine. Îl știi pe fratele acela ce bine predica, ce bine recita. Diavolul întotdeauna o să arate spre cine vrând. Dar ce crezi că tu ești mai tare ca el? Tu ai să reziști? Eu vă spun în seara asta, putem rezista datorită îndurării lui Dumnezeu care ne ține statornici. Nu pe puterea noastră? Uitați-vă în Evrei 11, e o galerie de oameni în credințe. Ei ne spun așa, fără cuvinte, se poate merge pe calea lui Dumnezeu până la capăt. Slăvit să fie Domnul! Este prima formă prin care ne ajută Dumnezeu. El ne ajută prin păstrare, să rămânem statornici pe calea Lui. Vrea seara asta când ne vom ruga la final să rugăm pe Domnul să ne ajute așa. Doamne, ajută-ne să rămânem statornici pe calea Ta. Vrem ajutorul acesta. Haideți să ne uităm la două referințe biblice. La gândul care l-am adus acum. Prima este din Epistola lui Pavel către Romani. Romani, capitolul 14, versetul 4. Uitați-vă ce zice Pavel aici. Să nu riscăm să vorbim și noi așa. Zice, cine ești tu care judeci pe robul altuia? Că tare ne-am specializat noi să-i judecăm pe alții, să-i criticăm pe alții. Mai puțin ne uităm la noi. Tare avem frică noi să nu se prăbușească alții, dar nu ne temem de prăbușirea noastră. Uitați-vă ce zice Pavel. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Slăvit să fie Domnul! Amin.
Uitați-vă cum ne ajută Domnul. Domnul ne ajută prin păstrare. Ne ajută să rămânem statornici pe calea Lui. Auziți ce spune Iuda în epistola sa? Predicam despre umblarea cu Dumnezeu, despre Enoch și dădeam o referință de aici și cineva din sală a zis capitolul, frate. Dacă citim de la Iuda, nu mai trebuie să spunem capitol, nu? Că e numai un capitol. Uitați-vă ce scrie aici în Iuda. Aș vrea să citesc două versete. Vorbim despre ajutorul care ne-l dă Domnul prin păstrare. Asta înseamnă statornicie pe calea lui Dumnezeu. Versetul 24. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci, spunem și noi amin. Amin. Că El ne ține în picioare ca să stăm. Amin. Uitați-vă, asta e prima formă prin care ne ajută Dumnezeu. De unde vine ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerul și pământul. Bine, dar cum i-a ajuns, Doamne? Psalmistul zice, vă ajut prin păstrare, să nu ți se clatine piciorul. Că dacă ți se clatină piciorul, e risc o să te prăbușești. Și pe care lui Dumnezeu e risc mare dacă ți se alunecă piciorul. Iubiți tine, rugați-vă pentru acest ajutor din partea lui Dumnezeu. Stimați familiști de Biserica din Montreal, rugați-vă lui Dumnezeu pentru acest ajutor. Ține-ne, Doamne, pe calea ta. Amin. Noi nu putem singur. Că au fost alții mai tari ca noi. Cum vă spuneam, gândiți-vă, Simon Petru făcea declarații pline de entuziasm. Învățătorule, când toți te vor părăsi, eu mă duc cu tine și în temniță și la moarte. Eu vă întreb, i-a alunecat piciorul? Câteodată avem impresia că noi suntem mai tari ca alții. Învățătorule, nu ți-a făcut nimeni declarații ca mine. Când toți te vor părăsi, eu merg cu tine și în temniță și la moarte. Și nu ies la moarte cu el. La moarte cu el erau niște oameni anonimi, un Iosif din Arimatea, un Nicodim, nu? Petru nu mai era. A schimbat Domnul oamenii în lucrare, dar și-a dus slava mai departe, că El e Dumnezeu. El e Dumnezeu. Este prima modalitate prin care ne ajută Dumnezeu. Ne ajută să rămânem statornici pe calea Lui. Și noi spunem în seara asta aici, Doamne, vrem să ne ajuți așa. Amin. Amin. Dar nu ne oprim. Haideți să vedem în seara asta cea de-a doua modalitate sau formă prin care ne ajută Dumnezeu. Spune Scriptura, a doua parte a versetului 3 și apoi și versetul 4, cel ce te păzește nu va dormita. Auziți? Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Cum i-a dus Doamne? Vă ajut prin păstrare să rămâne statornici pe calea mea și vă ajut prin puterea mea. Că eu nu dorm niciodată. Păi cine poate să te ajute așa? Ce gardă de corp ar fi, știu eu, în America, în Canada, în România, să nu doarmă niciodată? Până la urmă, tot obosit. Dar spune Dumnezeu din cer, așa vă ajut eu pe voi cu puterea mea, că eu nu dorm niciodată. Avem un Dumnezeu care este mereu treaz. Credeți? Amin. Și în seara asta, din înaltul cerului, privește spre noi aici. Și noi îi spunem de aici, din Canada, Doamne, din țara asta, ajută-ne, Doamne, prin păstrare, dar te rugăm, Doamne, ajută-ne și prin puterea Ta. Amin. Știi ce înseamnă să te ajute Domnul prin puterea Lui? Că oamenii nu mai pot. Că oamenii nu mai au soluții. Ați văzut situații că oamenii nu mai au soluții. Și în America, cei mai mari specialiști în oncologie, când ajunge în faza de cancer, stadiul 4, dau din numer și zici, de aici nu se mai poate.
N-avem atâtea cazuri în bisericile noastre când Dumnezeu a intervenit în fază terminală, a intervenit prin puterea Lui. Că Domnul ne poate ajuta prin puterea Lui. Și asta înseamnă că oamenii nu mai au soluții, Domnul are soluții pentru noi. Și auziți, dragii mei, alege pentru noi soluția cea mai bună. Haideți să vă dau un exemplu din Scriptură, așa, pe scurt. Pe scurt, cum te ajută Domnul prin puterea Lui? Când oamenii nu mai au soluții. Deschideți împreună cu mine Vechiul Testament. E un pasaj cunoscut. Cum ajută Domnul prin puterea Lui? Exodul, capitolul 14, știți momentul când prin Moise Dumnezeu i-a izbăvit pe evrei din țară de jar, unde au stat 4 secole și acum ajung în fața Mării Roșii, nu mai este nicio șansă. Gândiți-vă, din spate veneau carele lui Faraon, o armată bine instruită, leagă în omenirii în antichitate, și poporul evreu, un popor în alfabet și desculț, în față avea un om care purta în mână o armă, o bucată de lemn. Din spate vine armata lui Faraon, în față marea stăca un zid și Moise în mână cu o bucată de lemn. Cine mai poate ajuta? Mai este un ajutor? Intervine Domnul prin puterea Lui. N-aveți soluții, n-aveți, Doamne. Auziți cum vorbesc. Și noi zicem așa câteodată. Noi criticăm pe ei. Când oamenii nu mai au soluții și noi vorbim la fel. Uitați-vă ce scrie aici. Exod 14, versetul 10. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare. Nicio soluție. Și-au strigat către Domnul după după ajutor, că despre asta vorbim în seara asta. Ajutorul care vine de la el. Ei au zis lui Moise, au zis oamenii disperați. Oamenii, nu mai au nicio soluție aici. Nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne duci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Și au zis ce urmează. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și vedeți, veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. De unde soluții, Moise? Au zis strigătul poporului, vedeți niște oameni disperați, în urmă vin egiptenii, se apropie de ei, moartea este parcă inevitabilă. Și Domnul zice Moise, transmite așa poporului pe ștafete până la margini și să audă toți din Israel, eu lupt pentru voi și azi vă dau ajutor. Cum, Doamne? Cu ce ne-a ajuns tu, Moise? Eu vă întreb, a intervenit Domnul prin puterea Lui? Cine mai credea într-un asemenea miracol să deschidă marea? Să le facă șosea, să le facă drum prin mare. Se pare că evreii nu au crezut în ajutorul ăsta până nu au văzut egipteni morți pe malul mării. Abia după ce au trecut și au călcat cu picioarele pe pământul libertății, au cântat cântarea de viruință, cântarea de laudă și au zis, Domnul e războinic viteaz. Dar până atunci, dar și soră, tine, dragi. Vreau să vă spun în seara aceasta, nu plecați la drum fără ajutorul care vine de sus. Nu vă descurcați singuri? Ne ajută Domnul prin permanență și ne ajută Domnul să rămânem statornici pe calea Lui. Dar ne ajută Domnul și prin puterea care vine de sus. Și aș vrea ca Domnul să vă îmbrace pe toți cu puterea Lui. Vin săgeți arzătoare din partea celui rău. Înțeleg, nu-i ușor. Generația care vine din urmă este expusă la mari provocări din partea celui rău. Rugați-L pe Domnul să vă îmbrace în puterea Duhului Sfânt. Așa veți rezista. Stimate familii, să ne rugăm să ne îmbrace în puderea de sus. Așa vom rezista. El ne poate ajuta prin puterea Lui. Când noi nu mai avem nicio soluție. Când toate ușile se închid. Când toți dau din numeri. Când nimeni nu-ți mai oferă nicio șansă. Vine Domnul și spune, stai liniștit. Eu am o soluție pentru tine. Slăvit să fie Dumnezeu. Uitați-vă, dragii mei.
În localitatea mea natală, unde am crescut ca și copil, în Biserica Pentecostală din Calafindeș, județul Suceava, o soră s-a rugat pentru soțul ei, care a fost un tiran în propria casă. 33 de ani, auziți? 33 de ani. A adunat sora aceasta ani de lacrimi, de post, de rugăciune. Parcă nimeni nu mai credea în schimbarea acestui om. Spunea ea, pentru că înainte de 89, soțul ei lucra ca și pasnic la miliția din localitate. A zis, frate, odată când am venit la biserică, m-a tras în șopru și a zis, cu tine am încheiat. Și a ridicat securea să o lovească și a zis, ce ai făcut, soră? M-am rugat lui Dumnezeu. Și ce i-ai spus? Am zis, Doamne, așa cum Tu ai murit pentru mine la cruce, ajută-mă pe mine azi să mor pentru Tine. Și a rămas cu mâna așa suspendat, n-a putut să facă nicio mișcare, ca paralizat. Ani de zile au trecut. Omul acesta nu mai este în viață, dar înainte de a pleca la cele veșnice, într-o marți seară, nu a fost seară de evanghelizare, nu a fost o predică pe punte, o predică specială de evanghelizare. Erau frații adunați la rugăciune, s-au ridicat în picioare și au zis, din seara asta vreau să slujesc și eu pe Dumnezeu împreună cu voi. În casa mea a predicat soția fără vorbe. Fără vorbe. Martiră în propria casă. Din seara asta vreau să slujesc pe Domnul împreună cu voi. A intervenit Domnul prin puterea Lui? Pe omul ăsta nu putea să-L schimbe nimeni. Atmosfera din casa aceea nu putea să-L schimbe nimeni. Dacă intervine Domnul cu ajutorul Lui, schimbă totul, sau nu? Nu schimbă totul? Nu poate să facă Domnul dintr-un lup un miel? Poate. Vă gândiți ce făcea Saul, care mergea spre Damascus cu și ea? Era un lup. Dar l-a întâlnit Domnul în drum spre Damasc și l-a făcut un miel. De acolo, din praful drumului, din colbul drumului, strălucirea aceea care a văzut-o, a zis, cine ești, Doamne? Pe omul ăsta cu inimă de tiran nu putea schimba nimeni. Cine îl putea schimba? Ăsta era tobă de carte. O termina masterul la picioarele lui Gamaliel. Ăsta pe cine asculta? Și-o trebuit să mai vină odată Hristos din cer pentru el. Pe omul ăsta l-a evangheliza Hristosul cel în el. O zis, mai cobor o dată pe pera. Că ăsta n-ascultă pe nimeni. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Eu vă întreb, i-a schimbat viața? I-a schimbat viața? Intervine Domnul prin puterea Sa? Da, da, intervine Domnul prin puterea Sa? Lasă-L pe Domnul să intervine prin puterea Lui în viața ta. Eu nu știu. Nu știu. Poate ești tânăr și ai luptele tale. Te zbați cu viciile tale, cu problemele tale. Spune în seara asta, Doamne, intervine în viața mea cu puterea Ta, că nu vreau să pierd sufletul. Nu vreau să mă duc în ea, Doamne. Intervine prin puterea Ta. Poate Domnul să rupă lanțurile celui rău, credeți? Eu cred că poate să rupă lanțurile celui rău. Intervine Domnul prin puterea Lui. Am un prieten evanghelist, slujitor. Nu să-i dau numele. Spunea fratele acesta, m-am dus la o evanghelizare. Și mi s-a întâmplat ceva inedit. N-am să uit niciodată în viața mea. Predicat Evanghelia, a făcut chemarea, cum obișnuim să facem la evanghelizări. Au venit mai multe persoane în față. Și la urmă am cerut permisiunea păstorului să mă duc să dau mâna cu oamenii aceștia care s-au hotărât pentru pocăință și să mă rog pentru ei. Păstorul a acceptat. Și m-am dus la primul tânăr care era mai în față. N-am observat prea bine ce era cu el. Când am vrut să dau mâna cu el, el a zis, frate, păstor, eu aș da mâna cu dumneata, dar eu nu am mâini. Eu m-am născut fără mâini.
Și tu vrei în seara asta să te hotărăști pentru Domnul, zici, da. Vreau să-L primesc pe Iisus ca Mântuitor și Domn al vieții mele. O zis, haide să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune. Și același tânăr a zis, frate păstor, eu n-am nici picioare. M-am născut fără mâini și fără picioare. Și a zis, mă uitam la jumătatea aia de om care seara aia s-a decis pentru Dumnezeu. O să îl vreau pe Iisus Hristos. Știți ce s-a întâmplat în seara aia? Când o pleca de la biserică, o iarnă grea. Părinții l-au scos afară din casă și l-au aruncat în zăpada de un metru. Și au zis, pocăiță, în casa noastră nu vor fi niciodată. Ne strice reputația în localitate. Și au venit vecinii, au zis, nu-i drept. Luați-l în casă. Un vecin mai îndrăznesc, au zis, spune mâna pe telefon și sunăm unde trebuie. Luați-l în casă, e copilul vostru. Nu-i drept. În casa noastră nu vrem să știm de pocăiți. Au trecut 6 luni. Și fratele acesta slujitor a fost chemat la un botez nou testamental în această localitate. Și a zis că am intrat în biserică, am văzut mai multe persoane îmbrăcate în haine albe, sărbătoare. Și pe scara care ducea din biserică spre balcon, pe capătul scării, l-a văzut pe tânărul acesta, fără mâini, fără picioare, îmbrăcat și el într-o cămașă albă. A zis, n-am mai rezistat. M-am dus la el. L-am îmbrățișat. Tu încheie legământ cu Domnul azi, a zis, da. Dar am un zile, părinții tăi. A zis, frate. Uită-te aici, în partea dreaptă, îmbrăcată în haine albie, mama. Se botează și ea. Uită-te, frate, în partea stângă, lângă mine aici e tata, e îmbrăcat și el în haine albe, se botează și el. Eu vă întreb, cine o schimbă? Cine-i de lei? Ajutorul care vine de sus, de la Cel care a făcut cerurile și pământul. Care intervine prin puterea Lui, că oamenii lucrează până într-un punct. Dar Cel care schimbă viețile oamenilor e Dumnezeu și ajutorul vine de la El. Slăvit să fie Domnul. Așa le ajută. Ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Și spune psalmistul, ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Uitați-vă cum ne ajută. Vine să ne ajute, dragii mei, prin păstrare, să nu ni se clatine piciorul, să rămânem statorni și pe calea Lui. Și asta ne dorim. Și ne poate ajuta prin puterea Lui, pentru că El nu doarme, El nu dormitează. Oamenii n-au nicio soluție, Domnul intervine prin puterea Sa. Dacă te rogi pentru copilul care nu ascultă, pentru fiul care s-a depărtat de casă, continuă să te rogi către Cel care ajută, că El va interveni într-o zi, nu te opri de rugăciune. Te rogi pentru cel drag din casa ta și poate zici, măi, n-are rost să mă rog, cum îmi spunea mie o soră, frate, nici nu mă rog pentru băiatul ăsta. Dar ce? Cu cât postez mai mult și cu cât mă rog mai mult, cu atât ai mai rău și mai îndrăcit. Nu mai mă rog, frate. Sunt omul atâta să bați la poarta îndurării lui Dumnezeu până se deschide poarta. S-ar putea să intervine Domnul. Domnul vrea să intervine exact când tu te-ai oprit de rugăciune. Poate interveni Domnul prin puterea Lui. Poate tu zici azi, cine mai întoarce acasă pe fiica mea, pe băiatul meu, pe soțul meu, pe soția mea, o familie făcută praf. Cine mai poate interveni? Intervine Domnul prin puterea Lui. Poate să facă. Când oamenii nu mai au nicio soluție. Și spune-mi în seara asta, Doamne, vrem să ne ajuți așa. Amin. A treilea rând, uitați-vă ce spune psalmistul. Ne ajută Domnul prin prezența Lui. Dar ne ajută prin păstrare, să nu îi se clatine piciorul. Uitați-vă, ne ajută prin putere, intervine când oamenii nu mai pot. Și ne ajută prin prezența Lui. Asta înseamnă siguranță. Eu vă întreb în seara asta, frați și surori. Poate suntem obosiți. Dar vă întreb în seara asta, voi chiar credeți că Domnul e lângă noi aici în seara? Chiar credeți că e lângă noi? Dați-vă ce zice Psalmistul.
Haideți să continuăm să citim versetul 5. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă. Adică e lângă noi, nu? Dacă e umbră pe mâna ta cea dreaptă, unde e umbra e și pe zonă, nu? Unde e umbra e și pe zonă. Dacă zice că El e umbra pe mâna ta cea dreaptă, ce înseamnă asta? Încercați să faceți o probă. Când e soare, când e frumos. Unde ar trebui să stea o persoană? Ca umbra lui să cadă pe mâna cea dreaptă. Știți unde? Puțin la dreapta, cel puțin un metru în față. Și uitați-vă, umbra lui cade pe mâna ta cea dreaptă. Așa-i Domnul lângă noi. Ești într-un caz, într-o problemă, te rogi pentru o situație de boală, ai impresia că s-a pierdut undeva în univers. El spune, eu te ajut prin prezența mea lângă tine. Când te părăsesc oameni, când te părăsesc prieteni, când nu te înțeleg cei din familie, că te-ai pocăit. Domnul zice, eu te ajut prin prezența mea. Îs umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Îs chiar lângă tine. Pavel o zis în închisoarea Romei Timotei, scrie o scrisoare, toți m-au părăsit. Dima din dragoste pentru lumea de acum a părăsit Alexandru Căldăraru, mi-a făcut mult rău, dar îți spun ceva, Domnul a rămas lângă mine. Când te părăsesc toți, când te bajucorezi toți, când nu te mai înțelege nimeni, vine Domnul și spune, te ajut eu, stau lângă tine eu, stau lângă tine eu. Stă lângă noi, în momentele cele mai grele ale vieții. Și atunci când trebuie să pleci din lumea asta, e lângă tine, nu e departe de tine, ne ajută cu prezența Lui. Un frate din Cașvana, eu nu știu despre cine vorbesc, fratele Ștefan Boca, tata fratelui Fani, care slujește ca și prezbiter în Milan, iar ultimele secunde din viață, spunea fratele Vasilia Coban, m-am dus să-l vizitez. Am luat mâna lui și a pus-o în mâna mea. Ce mare har ca să fie lângă tine Domnul, că este cel mai greu. Și-o zis, frate Ștefan, te credințez în brațul atotputernicului Dumnezeu, mai sunt câteva minute și pleci, văd că pleci. Domnul să fie cu dumneata. Mergi cu Domnul Iisus. Și-o zis, el s-a uitat la mine și-o zis, Vasile, rămâi cu Domnul Iisus. Și ce-a urmat? Și-a rochit privirea prin cameră. Și-o zis celor din familie, vă rog, acum deschideți ușa. Deschideți ușa. Și-o zis, ce vede? Deschideți ușa. Cineva a zis, încercați puțin să-l ventilați puțin, cred că n-are aer. Și el a zis, nu, aer am. Deschideți ușa. Vedea ceva. În clipa morții vine cineva după tine. Cineva e lângă tine. Cel pe care ai slujit, că nu se poate. Aici ai slujit la unul și să fie plată doar. Nu se poate. Stăpânul la care ai slujit, ăla vine după tine. Și o zis, acum deschideți ușa. Știi ce a făcut? Fratele Ștefan mai avea câteva respirații, câteva pădăi cardiace. Și a ridicat mâinile. Câteva respirații, în semn de a fi luat în brațe, câteva respirații, câteva bătăi cardiace și s-a dus. Pentru că Domnul ne ajută prin prezența Lui, e lângă noi, e umbra pe mâna cea dreaptă. El e lângă tine. Loviturile care vin din partea celui rău, prima dată vin în El și apoi în tine. El calculează cât poți rezista. De aceea vreau să spun în seara asta aici la Morial, slăvit să fie Domnul ajutorul nostru. Chiar vreți să-L avem ajutor? Știți să-mi spuneți un ajutor mai bun? Nu știu. Eu nu știu să vorbesc de un ajutor mai bun. Dar uitați-vă cum ne ajută. Ne ajută prin păstrare, să nu-i se alunece piciorul. Și vrem ajutați așa? Că unii au alunecat și au pierdut mântuirea. Au pierdut mântuirea. Am și exemple negative. De aceea vreau să zic, atenție! Om în vârstă care l-am botezat târziu, dar nu există.
s-a întors la vechiul prieten, la pahar. Și m-am dus când era pe patul morții, cu lacrimi pe față, a băut până în ultima clipă. Știți că era fost ultimele vorbe? Mi-am pierdut sufletul. Mi-am pierdut sufletul, o Ceris, să ți se clatine picior. Ne ajută Domnul prin păstrare, statornici și pe calea Lui. Ne ajută Domnul prin puterea Lui, că oamenii nu mai pot. Ne ajută Domnul cu prezența Lui lângă noi. Slăvit să fie Domnul, că îi umblă pe mâna pe drag. Și au zis cum ne mai ajută. Ne poate ajuta prin protecția Lui. Amin. Amin. Frați și surori, credeți că ne păzește? Amin. Cred că cel mai frumos poem de dragoste pe care Dumnezeu îl arată față de noi și ne spune că ne păzește și ne ocrotește, este Psalmul 91. Nu mai citeți, citiți-l acasă. Ne poate păzi trupul, dar ne poate păzi și sufletul. Uitați-vă ce spune psalmistul. Auziți ce spune aici? Versetul 6. Ne poate ajuta prin protecția Lui. Ne poate păzi trupul, dar ne poate păzi și sufletul. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea, și o să vedem ce înseamnă asta. Domnul te va păzi, următorul verset, Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Acum nu e așa? Am vrea să ne păzească și trupul și sufletul. Dar sunt situații când alege Domnul să nu păzească trupul, ați văzut? Că vin unii și ne întreabă, bine frate, dar dacă voi sunteți pocăiți, sunteți copiii lui Dumnezeu, de ce și la voi accidente? De ce mor mame și rămân copii orfani? De ce mor tați? Și rămân familii neajutorate? Sunt situații când alege Dumnezeu să nu păzească trupul. Uitați-vă, nu i-o păzi trupul lui Ștefan. Nu era nevoie de Ștefan, predicator, avocat? Nu putea Dumnezeu să răzbune criminale? Nu i-o păzi trupul, dar eu vă întreb, i-o păzi sufletul? Cu siguranță, da. Nu l-o păzi pe Ioan Botezătorul de furia lui Ierod și a Ierodianei. L-o decapitat. Nu putea să răzbune pe desfrânata de Ierodiada și pe fica ei, Salome, care călca pe urmele mame? Nu putea să moară un sfânt? Să moară un sfânt? Și Domnul zice, da, uite, nu-i păzesc trupul, dar îi păzesc sufletul. Știți ce zic în această seară, frați și surori? Haideți să-i spunem în seara asta, Doamne, vrem să fim păziți de Tine, Doamne. Vrem să ne păzești și trupul. Ne-am rugat pentru fratele care pleacă în seara asta spre România. V-ați rugat pentru noi, care vom călători spre Chișinău. Suntem la viitoare, vom pleca și noi spre casă. Avem și noi o lume de când suntem pe aici. Fost în Statele Unite, de fapt a venit pentru o căsătorie la Betania, Biserica Betania din Chicago. Și am mai avut câteva părtășii frumoase cu frații la Atlanta și la Arizona și ne vom întoarce spre casă. Vrem ca Domnul să ne păzească, să ne ocrotească pe drum, să ne păzească trupul. Dar știți ce zic? Aș vrea ca Domnul să ne păzească sufletul în primul rând. Amin. N-ați vrea să ne păzească sufletul? Amin. Doamne, dacă alegi să nu ne păzești trupul, te rog, păzește-ne sufletul până când se termină călătoria pe pământ. Asta e mult mai de preț. Știi ce înseamnă să fie păzit sufletul? Uitați-vă ce scrie aici. Zice, revin la versetul 6. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Ce înseamnă asta? Și zice mai departe, îți păzi sufletul. E vorba de suflet. Acum știm noi cum bate soarele ziua, când e cald. Am văzut la Arizona. Cum bate soarele ziua. Dar aici zice, nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Dar cum bate luna noaptea? Când am citit versetul ăsta, m-am și încurcat. A zis, mă, dar despre ce-i vorba aici? De soarele ăsta? De caniculă? De insolație vorba aici? Nu, nu. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Cum bate luna noaptea? Aici erau niște incantații demonice. În vremea aceea foloseau soarele, luna, stelele, în scopuri oculte. Și sufletul era afectat. Incantații demonice. Acum uitați-vă ce scrie la Deuteronom. Deschideți la Deuteronom. Ce înseamnă să te bată soarele, ziua și luna, incantații demonice.
Scrie aici. Am o să spunem noi, bine, bine, noi nu intrăm în sfera asta și nu vreau să cred că ar fi cineva aici care, în momente grele ale vieții, a apela la forme oculte. Nu vreau să cred că cineva care a venit pe calea Domnului mai apelează la vrăjitor sau la alte forme. Nu vreau să cred. Deși mai sunt excepții. Ascultați-mă ce vă spun. Nu vreau să dau detalii, dar uitați-vă ce scrie în Deuteronom. Citesc Deuteronom, capitolul 4. Versetul 19 și 24. Scrie așa. Vechează asupra sufletului tău, că de suflet e vorba, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, făceau așa ceva evreii. Toată oștirea cerurilor să fii dărând să te închini înaintea lor, să le slujești, căci aceștia sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Versetul 24. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Vrăjitoria și ocultismul scurg o țară. Ați auzit? Îi dă numele și scrie, puteți apela la ea, dezleagă, curunii și așa mai departe. Folosesc aceste lucruri în scopuri oculte. Aici zice psalmistul, nu te va bate soarele, ziua, nici luna, noaptea. Acum zice, noi nu mergem așa de departe, dar mă uit la tine. Să nu cumva să mergem după horoscop, după zori. Mai uit așa tine, mă, dar ce zice horoscopul, ce dată ești născut, auzi? Dacă nu vrei să te bată soarele ziua și luna noaptea, oprește-te până nu-i târziu. Vreau să vă spun, este o formă ocultă. N-au ce căuta credincioșii acolo. E adevărat că ghicitoria și vrăjitoria nu pot să facă nimic lui Israel. Dar dacă te duci tu la ei, e problemă? E problemă? Acum eu cred că cei care au venit la pocăință ne-a iertat Hristos și ne-a făcut liberi Hristos. Slăviți să fie Domnul. Sau alte forme. Acum mă uit la cei în vârstă. La cei în vârstă. V-am amintiți din țară? Măi, azi mi-a trecut prin față cineva cu o găleată goală. Măi, a trecut cineva cu o pisică. O trecut prin fața mea o pisică neagră. Nu o să meargă bine. S-au zis? S-au zis? Acum eu spun ceva, frați și surori. Pe noi ne-a eliberat Hristos de toate aceste forme să trec în batalioane de pisici negre, că nu ne pot face nimic. Noi suntem liberi în Hristos. Slăviți să fie Domnul. Amin. Ne poate păzi Domnul. Ne poate păzi trupul, dar ne poate păzi sufletul. Și vrem ca Domnul să ne păzească sufletul de orice rău. Amin. Îndură de Doamne de noi. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău și îți va păzi sufletul. Să te păzească Domnul de orice formă a răului. Vedeți? Trăim în lumea asta unde provocările, vorbirea necontrolată, jurăturile, afectează și poporul Domnului dacă nu suntem cu luarea minte. De aceea trebuie să rugăm pe Domnul să ne păzească sufletul de orice rău și de orice influență negativă a lumii în care noi trăim. Ajută-ne, Doamne, să rămânem cu adevărat ai tăi. Ce important este să-ți păstrezi mintea curată, sufletul curat. Ce repede îți murdărești sufletul. Ce repede te aruncă diavolul pe panta ta alunecoasă și îți poți pierde mântuirea. În seara asta ne-a chemat Domnul, ne-a convocat aici să ne vorbească despre ajutorul care vine de sus. Uitați-vă cum ne ajută. Așa ne ajută. Ne ajută să rămânem statornici pe calea Lui și spunem amin. Ne ajută Domnul prin puterea Lui și spunem amin. Ne ajută Domnul, uitați-vă, prin prezența Lui. Amin. Ne ajută Domnul prin protecția Lui. Amin. Și cu o formă de ajutor și ne apropiem de final. Și vrem să ne rugăm pentru ajutorul care vine de sus. Uitați-vă ultimul verset din psalmul acesta. Versetul 8 zice așa. Domnul te va păzi. Cum? La plecare și la venire. Adică îți dă biletul să întorci. Domnul te va păzi la plecare și la venire. Și nu numai atât.
de acum și până în viață. Știți cum ne ajută? Ne ajută permanent. Permanent. Ne ajută permanent. Ne ajută în viața asta și ne ajută până vom pleca de aici. Ne ajută până în eternitate. N-aveți nevoie de ajutorul ăsta? Pavel a zis, pe mine m-a ajutat așa. Și când era pe final, el simțea că la urma procesul mergea de favoarea lui, că Nero l-a decapitat. Așa a fost. Și a scris lui Timotei, când a vizitat temnița unde a stat marele apostol la Roma, ghidul care a venit cu noi a zis, undeva aici. Și ne-a arătat o piatră și niște paie umede, o zis, undeva aici scria. Noi vizitatori, din temnița aia, infectă, rece. Apostolul scria lui Timotei, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Timotei, eu m-am luptat lupta cea bună, eu am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cu luna pe neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Știți cum l-a ajutat? Permanent. L-a ajutat în viața asta și l-a ajutat și la moarte când a plecat din această lume. Că Domnul ajută permanent până când se termine călătoria pe pământ. Veți vedea la finalul epistolei pe care Pavel o scrie lui Timotei că sunt date niște nume aici. Uitați-vă, a doua Timotei, vă spuneam că Domnul ajută permanent. A doua Timotei, cuvântul Domnului ne spune ceva interesant aici, capitolul 4, scrie la versetul 21 așa, Pavel i-a scris lui Timotei și a zis, te rog, vino curând la mine, dar te rog, vino înainte de iarnă. Simțea că finalul este aproape. O zis să-mi aduci mantaua, care a lăsat-o la Troa, cărțile, mai ales pe cele din piele, dar te rog, Timotei, cu pregătire, vino tu până la mine, vino înainte de iarnă, s-ar putea să nu mai mă prins în viață. Timotei nu l-a mai găsit în viață, ne spun istorici. Uitați-vă ce scrie a doua Timotei, capitolul 4, versetul 21. Caută de vino înainte de iarnă. Și sunt niște nume aici. Eubul și Pudins, Linus, Claudia și toți frații strâniți sănătate și încheie scrisoarea. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău, Harul să fie cu voi toți. Amin. Și ce spun istorice? Timotei a încercat, era la Efes atunci, să treacă Marea de 3 ore. A fost o iarnă grea și n-a reușit să treacă. Se călătorea atunci pe corăbii. Și ultimul cu care Pavel a stat de vorbă în viață a fost acest frate din Roma cu numele Linus. N-avem multe detalii despre el, nu știm prea multe despre el. Istoricii ne spun că Pavel a vorbit cu el ultima dată în viață. Cu Timotei nu s-a mai văzut. Și a spus, Timotei tot va veni. El tot va ajunge la Roma. Linus spune că l-am așteptat și de acum îl aștept în cer. Cei doi nu s-au mai văzut. Așa a încheiat călătoria Marele Apostol, spunându-ne că Domnul poate să ne ajute permanent, poate să ne ajute până la final. Și ce-aș dori, scumpă biserică, frați și surori, tineri dragi, plecați din locul acesta cerând ajutorul lui Dumnezeu. Să cerem ajutorul nostru pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, pentru părinți, pentru bisericile unde slujim. De unde ne vine, Doamne, ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerul și pământul. Și noi spunem, slăvit să fie numele Lui în veci. Că El poate să ne ajute, dragii mei. Ne poate ajuta prin păstrare. Să nu ne alunece piciorul. Ne poate ajuta prin puterea care vine de sus, că oamenii nu ne mai pot ajuta. Ne poate ajuta prin prezența sa lângă noi. Ne poate ajuta prin protecția lui. Și ne poate ajuta permanent, până la final. A lui să fie slava și cinstea în vecii vecilor. Amin. Amin. Și de aici aș vrea să spunem toți, vrem, Doamne, ajutorul tău. Amin. Amin.
de acord să spunem ca Dumnezeu să-L binecuvânteze pe fratele Ghiță. Mulțumim Domnului pentru mesajul care l-a dus din partea lui Dumnezeu și îl invităm când are timp și trunte să mai vină pe la noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Ghiță, ne-a făcut bucuria să vă cunoaștem, să vă întâlnim și ne rugăm ca Dumnezeu să vă călăuzească în lucrarea în care sunteți chemați și în drumul care veți face mâine. Dumnezeu să vă păzească în toate călătorile de la voastre și în toate neapărătirea. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și ar vrea împreună să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Chiar în a doua parte să încredințăm, așa cum am spus, pe cei care vor pleca mâine spre picină, familia Călinescu, cu fratele Ghiță, ca Dumnezeu să-i păzească. Amin. Să ne rugăm.